Pensionarii din Târgu Neamț și comunele învecinate vor avea un loc special de petrecere a timpului liber. Uniunea Generală a Pensionarilor din România, filiala numărul 2 Târgu Neamț, a concesionat un teren în suprafață de 1,5 hectare de la parohia Filioara, comuna Agapia. Pensionarii din Târgu Neamț și din comunele învecinate au acum un nou mijloc de relaxare și de petrecere a timpului liber, o nouă locație. Situația este pe următoare. Uniunea Generală a Pensionarilor din România, filiala 2 Târgu Neamț, care sunt președintele județean a Uniunii, așa am stabilit cu biroul director și împreună cu primăria, domnul primar Arpa și domnii consilieri, toți împreună, ca un mijloc de relaxare a pensionarilor din Târgu Neamț și atâta și din comunii învecinate, să aibă unii să vie să relaxeze, să facă un iaz de pește, la un iaz de pește la pescuit, un grătar, are mijloc de dormit aici, are căsuță, vine ca să facă tot, să odihnească. Care este suma investită? Suma e înțeleg, este anuată de la parochia asta din Filioara, o să dăm ceva, câte o mașină de lemn pe an, am luat-o pe 10 ani, iar cu posibilitate de prelungire, așa și aici vrem să mai facem ceva, o stațiune de, pentru reumatic. Aici intenționăm care este să aducem apă de undeva de la Filioară de sus pentru o conductă, așa, dar deocamdată mai durează. Am făcut actele de așa și de acum în continuare urmează împreună cu conducerea și împreună cu tot cu Consiliul Local, Consiliul Județean, să demărăm. Adică în folosul oamenilor, cu ocazia să dăm și locuri de muncă, așa, care nu se mai plece prin străinătate, nu mai plece, așa, și dacă facem treaba asta, e o problemă foarte bună pentru Târgu Neamț, atât pentru județ, așa, și pentru tineret, mai ales tineret, așa, și sunt mulți bătrâni care sunt bolnavi, și tineretul la ora actuală, așa, care bătrânii au pensie, așa, să noi să dăm salariul la tineret. Cu acest prilej a fost oficiată o slujbă de sfințire a locației. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea zi de ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește, ci slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea Preacucernice Părinte, binecuvintează. Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, că binecuvintează mâncare, băutura, locul acesta și pe noi toți robii Tăi, că sfânte și toate le sfințește, slavă înălțăm împreună și Părintele tot celui fără de început și prea Sfântului și pur de viață Sfântătorului tot Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pensionarii speră că vor reabilita iazul și căsuțele, astfel încât întreg peisajul să devină un colț de rai, o locație ideală de petrecere a timpului liber. E nevoie însă de resurse financiare. Perioada scurtă de concesionare a terenului ar putea fi un impediment în atragerea investitorilor. Au încheiat un contract de concesiune cu parohia din Filioara, de aici așa, pentru o perioadă de 3 sau 5 ani, nu știu exact. Ne-au cerut și nouă sprijinul de la Consiliul Local în scopul amenajării acestui spațiu de pescuit și de agrement. În primă fază analizăm și noi toate posibilitățile și căile legale de a da un ajutor financiar pentru dezvoltarea acestei zone de agrement. Trebuie să ne consultăm și noi foarte bine cu juriștii din primărie și cu toți ceilalți în drept, cu prefectura, să vedem în ce măsură noi, ca și Consiliul Local, putem contribui la amenajarea acestui spațiu de agrement. Pentru pensionarii din județul Neamț, nu numai, pentru pensionarii din Târgu Neamț. Fiindcă noi facem parte din Consiliul Local oraș Târgu Neamț, deci ne interesează și, sigur,
distracție, agrementul pensionarilor din orașul Târgu Neamț. De asta ne găsim la o soluție legală pe viitor să putem să-i ajutăm. Domnule City Manager, ce părere aveți despre ideea pensionarilor din Târgu Neamț? Nu pot decât să-i felicit pentru această inițiativă. După cum se vede, sunt la început, dar sper ca în scurt timp aici să fie un loc de relaxare și agrement pentru cei care au muncit atâta timp și care merită din cuplii să simți acest lucru. Așadar, felicitări domnului Manolache, felicitări Uniunii Generale a Pensionarilor și sperăm să fim alături de ei, nu numai la această slujbă, să spun așa, ci să-i ajutăm la propriu cu ceea ce vom putea și în condițiile legale. Cam cât la sută șanse sunt să primească ajutor financiar din partea primăriei pentru a reabilita locul de agrement? Deocamdată, din câte am înțeles de la domnul președinte, sunt în negocieri pentru un contract de concesiune. După cum bine știți, primăria Târgu Neamț are un regulament și dacă ei vor face un proiect și vor depune acel proiect, au șanse să și câștige o sumă de bani pentru a-și amenaja, așa cum spuneam, pentru toți pensionarii, nu numai din Târgu Neamț, ci din împrejurim. Dacă va fi reabilitat, terenul ar putea deveni o oază de relaxare, o locație ideală pentru pensionarii din Târgu Neamț și nu numai.